Uneori, arta chiar îi deranjează pe unii oameni. Revoltă în fața unui tablou sau unei sculpturi s-a manifestat puternic de-a lungul istoriei. Zilele acestea s-a întâmplat și la Iași, când un astfel de episod de furie la adresa unui obiect de artă a pornit de la o sculptură amplasată în spațiul public. Sculptura se numește Hidra. Nu dezbatem exact motivele din spatele reacției privitorului. Întrebarea la care totuși ar trebui să încercăm să răspundem poate ar fi următoarea. Cum am putea proteja o lucrare de artă pe care cineva nu o înțelege? În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și rămâne să vedem exact ce s-a întâmplat acolo. Și cum spuneam, s-a întâmplat la Iași o sculptură intitulată Hidra, acolo unde oamenii care au trecut, privitorii care au văzut-o, unii dintre ei au avut o reacție ceva mai aparte. Haideți să urmărim materialul. Acum zilele de noastre, Doamne, apără și plătește, nu ne lăsa, Doamne. Se întâmplă mai rar ca un moment din lumea artei să devină viral pe o rețea de socializare. Dar s-a întâmplat. Mai exact, în această perioadă, la Iași are loc proiectul Luna Sculptorilor Români. Printre cele 350 de lucrări, a căror valoare se ridică la peste 1 milion de euro, se află și Hidra, o sculptură realizată de Costin Ioniță. Apariția lucrării a fost semnalată într-o filmare postată online, iar reacțiile trecătorilor au fost cele care au stârnit revoltă, pentru că în înregistrare, unul dintre trecători pare să lovească lucrarea cu piciorul. Alții au susținut că sculptura îi duce cu gândul la diavol sau la un monstru. Se naște desigur întrebarea cum poți proteja o piesă de artă aflată în spațiul public și cine ar trebui să se ocupe de acest lucru. La o zi după viralizarea înregistrării, poliția a venit să facă investigații suplimentare în privința daunelor. Mai mult, sculptura Hidra a fost împrejmuită cu un gard metalic, iar acum este instalată și o plăcuță cu explicații despre lucrare. Mi se pare că nici atât de dus la extrem nu trebuie, pentru că totuși este cineva care a făcut această operă, cineva a gândit-o într-un mod anume. Nu mi se pare că trebuie să te duci chiar, ok, nu ești tu de acord cu asta, asta nu înseamnă că trebuie să reacționezi așa. E munca omului, la o adică. Inițial, nu știam ce să fac, să râd, să plâng, să mă bucur de astea 15 minute de faimă sau să mă întristez de... de faptul că trăim într-o lume în care lucrurile astea se întâmplă, că oamenii ăștia sunt între noi, sunt vecinii noștri, sunt în familia noastră și că dacă au ajuns cum au ajuns, părerea mea e că e din cauza că poate noi, oamenii de care acționăm în domeniul cultural, i-am abandonat, ne-am retras undeva în bulele noastre, în cercurile noastre, de unde nu ne coborâm către ei și îi lăsăm să se radicalizeze. Pe mine mă surprinde că o lucrare care este expusă în spațiu public nu este deloc nu păzită neapărat, dar nu este deloc bine, e pusă în valoare prin spațiu în care ea e pusă, respectiv în spațiu public, dar nu este avut grijă de ea, în sensul că acea lucrare nu ar fi putut să fie atinsă de nimeni într-un fel sau altul, pentru că și într-un muzeu, dacă intri, nu ai acces la lucrări. Sculptura Hidra, neînțeleasă de mulți dintre cei care au privit-o, are însă o poveste. Ea este o reinterpretare a unei statui care îl reprezenta pe Lenin. În forma aleasă de artistul Costin Ioniță, personajul Lenin apare fără cap. În locul lui sunt trandafiri. Este un simbol desprins din imaginea comunismului, reinterpretat în anii care au urmat căderii regimului comunist în România. Și a fost partea unui proiect inițiat în anul 2010, Proiect 1990. Din proiectul 1990 au făcut parte 20 de lucrări de artă contemporană care, timp de 4 ani, au ocupat rând pe rând soclul din piața Presei Libere din București, rămas liber după îndepărtarea statuii lui Lenin. În momentul în care a fost amplasat în piața Presei Libere din București, se știe că trecătorii au avut o opinie. De altfel, este normal ca trecătorii să aibă o opinie, pentru că este artă în spațiu public, este pusă acolo, oamenii se ciocnesc de ea. Norocul nostru aici la București este că proiectul 1990 deja se desfășura de ani buni, trecătorii erau obișnuiți să vadă fel de fel de lucruri acolo și am mai făcut un lucru, am informat oamenii. Fiecare are dreptul să înțeleagă arta așa cum simte, la fel cum fiecare trecător poate aprecia sau nu mesajul unei lucrări amplasate în spațiul public, fără a recurge însă la acte de vandalism. Și aici revine întrebarea esențială. Cum protejăm arta care deranjează?